Nu uita să tragi frâna de mână. Este una dintre primele indicații pe care le primești la școala de șoferi. Tocmai de ea a uitat un șofer profesionist de 28 de ani din Galați, care s-a ales ieri cu un picior strivit între două tiruri. Bărbatul era cocoțat pe bara de protecție a mașinii unui coleg, când din spate mașina lui a luat-o la vale spre el. Am aprins la cabină acolo cu ușa. Și unde v-a luat? La picior. Șoferul parcase la o jumătate de metru de mașina de mare tonaj a colegului său. Se afla în apropierea sediului ierar când au încercat împreună să o repare. La apariția polițiștilor, pentru șoferul Teafăr a fost mai mare furia decât grija. Are trebuit mai unui persoan, a rezultat. Bărbatul din imagini își apără prietenul accidentat. Ghinionistul a coborât din cabină, dar nu s-a gândit să tragă și frâna de mână. Greșeala putea să-i fie fatală când propriul tir a plecat de pe loc. Nici măcar medicii nu se așteptau să-l găsească în viață pe omul prins între mastodonți. Fiind puțin în pantă, camionul lui a alunecat la vale și l-a prins de celălalt camion care era exact în față, la vreo jumătate de metru. Din fericire, am zis că era oarecum totuși suit și undeva la nivelul barei, protectoarea cabinei l-a prins la nivelul genunchilor. E un sindrom de strivire la nivelul membrelor inferioare, el echilibrat fără probleme de natură critică. Din spusele medicilor, bărbatul va rămâne la spital timp de o săptămână ca să-și amintească de multe ori scopul frânei de mână.